Psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. Raluca, bine ai venit! Îmi pare bine să ne reîntâlnim la început de săptămână. Pe drum cu prioritate, suntem live și pe Facebook, pagina Radio Europa FM. Servus, bine ați venit la Psiholog! Și la mulți ani din tot sufletul nostru pentru tine, pentru că știu că sărbătorești astăzi, e o zi specială, să fii fericită și să ne aduci și nouă cât mai multă fericire prin sfaturile pe care ni le oferim fiecare zi în viețile noastre. Mulțumesc tare mult! La mulți ani încă o dată, Raluca! Și să ne îndreptăm așa atenția către un subiect preferat aici pe drum cu prioritate, și anume concediul. Deși nu sună prea profi, dar trebuie să recunosc că ne gândim din ce în ce mai des la vacanțe. Cum facem? Cum facem să ne îmbunătățim și relația de cuplu atunci când suntem în vacanță, să nu fim așa distanți sau ambii parteneri cu ochii în telefon și să descoperim și lucruri noi totodată, adică să împăcăm și capra și varza, deși nu cred că e cea mai fericită comparație. Într-adevăr, nu este una dintre cele mai fericite, dar pe de altă parte ajută foarte mult să înțelegem ideea asta de a putea fi în același timp conectați, dar în același timp și prezenți cu lucrurile pe care le vedem în locurile pe care le vizităm. Ama, din ce văd, de cele mai multe ori sunt două instanțe, așa ca capete de spectru cumva. Acei parteneri care își setează încă de la început, vom merge în vacanță și noi nu ne vom certa, chiar dacă sunt lucruri care nu ne convin acolo, dar asta nu face decât să se transforme totul într-un butoi cu pulbere care s-ar putea să explodeze când ei revin acasă. Dar știi că butoiul ăsta, scuze-mă că te întreb, butoiul ăsta de pulbere explodează uneori chiar de la făcutul bagajelor pentru respectivul concediu sau pentru respectiva vacanță. Categoric, asta este capătul celălalt de spectru, unde oamenii nu se abțin, ci deja încep să aibă discuții în contradictoriu despre ce punem în bagaj, și apoi ce vrem să vizităm, și apoi unde mergem să mâncăm. Și sigur că toate aceste lucruri sunt, cum le spunem noi în psihologie, simptome ale unei relații nevorbite. Practic, ce se întâmplă acolo este că cel mai probabil cei doi parteneri nu știu să discute despre subiecte dificile, și iată că vorbim despre concediu, deci cel mai probabil dacă ajung să se certe când vine vorba de concediu, când ne gândim la alte subiecte mai sensibile, cu atât mai greu se descurcă sau mai dificil se descurcă cu discuțiile. Dar mă gândesc la două elemente aici. Pe de o parte, mă gândesc la faptul că un concediu vine cu o foarte puternică ancorare în simțuri. Și un concediu e un foarte bun ajutor pentru a învăța să fim prezenți în propriul corp, și o invitație aici pentru cei care ne ascultă este să stea, să se concentreze pe mirosuri noi, pe atingeri, pe senzații tactile noi, când vine vorba de, nu știu, o textură pe care nu o întâlnesc în locul în care ei locuiesc, pe sunetele pe care le aud, muzica pe care... Și să încercăm să acordăm această atenție conștientă înspre aceste lucruri, pentru că apoi să avem acest exercițiu și să reușim să facem aceeași chestie și când ne întoarcem acasă cu viața noastră de zi cu zi. Și deja nenumărate studii ne arată cât de important este să reușim să facem asta. Și asta este focusul pe sine. Și apoi, făcând asta, să pot să mă îndrept către partener și să reușesc să-i spun, uite, pentru mine... Un lucru important pe care aș vrea să-l facem sau ceva ce mi-aș dori să facem în concediul acesta este: oare avea disponibilitate să facem asta împreună? Este ceva ce nu învățăm să facem, să ne cerem unul altuia disponibilitatea pentru a petrece timp împreună, nu doar pentru a discuta în contradictoriu, ci și pentru a petrece timp plăcut împreună. Și asta e o altă invitație pe care aș vrea să vă fac aici. Iar apoi, concediul, tocmai pentru că el vine cu această idee de a ne relaxa și de a vizita locuri noi și de a vedea lucruri pe care nu le vedem în viața de zi cu zi, poate fi o foarte bună oportunitate de a discuta despre noi în calitate de partener de cuplu. Ce e important pentru mine? Ce apreciez la tine? Ce apreciez la relația noastră? Care sunt lucrurile pe care le visez în relație cu tine? Care sunt planurile pe care eu le am în această relație? Și să încercăm să facem asta încă din aeroport sau încă de pe mașină în drum înspre concediu. Astfel încât, practic, ce se întâmplă? Creierul eliberează acolo endorfine și dopamină, creează o stare de bucurie și e ca și cum setăm un cadru constructiv și sănătos al concediului respectiv. Deci, oricum, în perioada asta întârzie zborul, dacă nu, cumva chiar se anulează. În perioada asta petrecută pe aeroport, să dăm drumul la complimente față de jumătatea noastră.
ajută. Complimente, aprecieri, lucruri de zi cu zi. Cât de fain este că mergem în concediu ăsta împreună. Ce mă bucur că reușim să facem asta. Și ce când ajungem în concediu, cuplul nostru. Continui treaba asta. Noi recomandăm, știi, exact cum medicii recomandă pastile pentru, inclusiv pentru bolile cronice, de exemplu. Știi, în bolile cronice știi că trebuie să iei o viață anumite medicamente și în relațiile de cuplu, pentru a putea să le menținem cât mai sănătoase, sunt ca niște vitamine pe care noi le recomandăm și aprecierile acestea sunt vitaminele pe care noi le recomandăm în cuplu. Să învățăm să oferim astfel de aprecieri, pentru că tare bine ne pică când le primim, tare greu ne descurcăm cu a le oferi celorlalți. Și, de fapt, cât de bine ne descurcăm cu a oferi aprecieri în relația de cuplu, arată calitatea relației de cuplu. Noi măsurăm inclusiv asta când lucrăm cu parteneri. Contează unde mergem? Poate e o întrebare neobișnuită, dar nu știu, crezi că relația are mai mult succes dacă îți petrești timpul la mare sau la munte, în România, în afară? Nu contează, bănuiesc. Nu, ce contează este ca partenerii să se simtă bine împreună, acolo unde deci, sunt. Contează locația cu cine mergi, nu unde mergi. Exact, contează cu cine, nu unde. Mulțumesc foarte mult, Raluca, încă o dată la mulți ani, petrecere frumoasă, îți dorim și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Mulțumesc și eu, abia aștept. Numai bine. Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM. Începe